Să rămână bună ziua și bine ați venit la conferința de presă organizată de Partidul Național Liberal, Organizația Municipală Roman. Spunem bun venit domnului președinte Ludovic Orban, venit la noi, la Roman, cu principalul obiectiv de a fi alături de domnul Lucian Micu, candidatul nostru la funcția de primar, fost viceprimar, 5 ani de zile, un om care cunoaște administrația, un om implicat în proiectele orașului și vedeți că are alături o echipă, zic eu, altruistă, serioasă și implicată, care dorește să continue proiectul Roman 2020. Îi spunem bun venit și salutăm pe domnul președinte, deputat Mugur Cosmanciuc, domnul senator Eugen Țapu și împreună cu Lucian Micu suntem aici echipa care garantează dezvoltarea municipiului Roman în perioada următoare. Ne bucurăm că astăzi, la Roman așadar, îl avem alături pe domnul Ludovic Orban, un om implicat, un liberal adevărat, un om care nu a trădat niciodată interesele Partidului Național Liberal, care a avut mereu în spirit și în sânge ideea de liberalism, un om care este alături de candidatul nostru, pe care îl salutăm, îi spunem bun venit. Am să dau cuvântul domnului președinte Mugur Cosmanciuc, președintele filialei Neamț a Partidului Național Liberal, pentru a adresa și domnia sa salutul de bunăriți. Bună ziua, vă spun încă o dată și eu. Și după cum am spus-o de la debutul campaniei, de la lansarea candidaturii și înainte de a se pregăti lansarea candidaturii, domnului primar Lucian Micu, vă asigur încă o dată că se bucură de sprijinul Partidului Național Liberal, indiferent de forul la care s-ar afla puterea decizională. Astăzi suntem în fața dumneavoastră pentru a întări acest sprijin și pentru a întări ideea că Partidul Național Liberal este interesat de municipiul Roman, este interesat de județul Neamț. Venim aici, în fața dumneavoastră, pentru a vă asigura că suntem o echipă care vom susține pe domnul Lucian Micu pentru candidatura la primărie și această echipă va fi și formula câștigătoare la aceste alegeri parțiale din 11 iulie. Suntem în fața dumneavoastră cu un singur mesaj. Partidul Național Liberal este unit și are un singur obiectiv. Interesul cetățeanului să fie corect reprezentat în forul decizional, indiferent de palier, de nivel, Consiliul Local, Consiliul Județean sau Parlament. Suntem alături de domnul Lucian Micu și pentru susținerea proiectelor pe care le-a început domnul primar la momentul respectiv, domnul primar Leoreanu, acum deputat și președinte al organizației, dorim o continuitate, o continuitate pe care suntem convinși că domnul primar Lucian Micu o va asigura cu succes. Vreau să îl rog pe domnul Ludovic Orban, în calitate de prim vicepreședinte și candidat la președinția Partidului Național Liberal, să intervină, după care pe domnul primar și domnul senator. Mulțumesc, domnule Orban. Să rămână, bună ziua, bine v-am găsit. Vorba lungă, sărăcia omului. Sunt alături Lucian Micu. Am venit să îl susțin în campania electorală. Consider că este cea mai bună soluție pentru Roman. Sunt convins că va fi un primar care va continua realizările remarcabile ale domnului primar Laurențiu Leoreanu. Și sunt aici și pentru a transmite un mesaj că, odată ajuns primar, domnul Micu va beneficia de sprijinul nostru, îi vom deschide toate ușile la București de care are nevoie pentru a putea să obțină finanțări pentru proiecte, să poată să demareze planurile de dezvoltare pentru municipiul Roman. Vă mulțumesc. Domnule primar. Eu vă mulțumesc în primul rând, domnule Orban, pentru prezența dumneavoastră la Roman. Contează foarte mult pentru mine ca și candidat să știu că am susținerea conducerii centrale. Mulțumesc de asemenea și colegilor de la conducerea județeană a partidului și colegilor consilier local, colegilor din biroul permanent local, colegilor din Consiliul Județean, pentru întregul sprijin pe care simt că îl primesc în aceste zile. Așa cum ați văzut și dumneavoastră astăzi, am întâlnit foarte mulți romașcani care știu că în acest moment Romanul este pe mâini bune. Consider că sunt candidatul care știe cel mai bine ce este de făcut în momentul de față în primăria municipiului Roman. Am o parte din proiecte care le-am preluat din fosta echipă de conducere alături de domnul primar la acea vreme, Laurențiu Leoreanu, și desigur o ducem mai departe în noua formulă de colaborare
primar Lucian Micu, deputat Laurențiu Leoreanu. Credem noi că în momentul de față tot ceea ce propunem romașcanilor sunt proiecte fezabile, sunt proiecte care au finanțare, sunt proiecte care ating întreg spectrul de activitate al primăriei municipiului Roman. Ne acordăm atenția tuturor cartierilor din municipiul Roman. Deja am demarat și mai multe întâlniri cu cetățenii din municipiul Roman. Sunt persoana care cunosc toate problemele din primăria municipiului Roman și din municipiul Roman, dar mai mult decât atât știu și soluțiile pe care trebuie să le aplic. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru tot sprijinul pe care mi-l acordați și să vă asigur că pe data de 11 iunie, undeva în jur de ora 10-10:30 seara, vom ști cu siguranță că primăria municipiului Roman va avea în continuare un primar liberal în persoana lui Lucian Micu. Vă mulțumesc! Mult succes, domnule primar, domnule senator! Da, vă salut și eu pentru participarea la conferința noastră de presă. Salut prezența viitorului președinte al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban. Și de aceea vizita aceasta este deosebit de importantă, pentru că de-a lungul ei, domnul Ludovic Orban și-a exprimat sprijinul total pentru primarul interimar și viitorul primar al municipiului Roman, domnul Lucian Micu. Eu îl asigur de asemenea de tot sprijinul echipei locale, domnul președinte Cosman Ciuc, domnul deputat, domnul deputat Laurențiu Leoreanu și subsemnatul, că îl vom susține cu toate proiectele din programul Roman 2020. De altfel, dacă facem o comparație, ați văzut la adversarii noștri din PSD o sumă de deziderate, de principii, niciun proiect concret care să vină în sprijinul cetățenilor, care să crească nivelul de trai al fiecărui romașcan. Eu sunt profund credincios faptului că pe data de 11 iunie, înainte de miezul nopții, primăria Roman va avea un primar liberal în persoana domnului Lucian Micu. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule senator! Mulțumesc în același timp și gazdelor domnului președinte al Organizației Municipale PNL Roman, domnul deputat Leoreanu. Mulțumesc echipei care muncește aici alături de domnul primar, o echipă conștiincioasă, unită și care are o singură ambiție, ca aceste alegeri să fie câștigate într-o formulă cât mai relaxată. Cu permisiunea dumneavoastră, vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Ați spus susținerea oricărui proiect de dezvoltare al municipiului Roman, care este inițiat de echipa liberală de la conducerea municipiului. Știți foarte bine că există finanțări guvernamentale, știți foarte bine că există finanțări europene, știți foarte bine că pentru fiecare proiect trebuie să ciocănești la 20 de uși la București sau la Agenția de Dezvoltare Regională sau la o mulțime de instituții în care practic, primarul are nevoie de susținere reală, are nevoie de sprijin în toate demersurile sale. Iar în ce ne privește pe noi, suntem gata să susținem toate proiectele bune pentru municipiul Roman. De aici mergem la Pipirig, după aceea mergem la Bălțărești. Și la ora 17 este CDG, scuzați, pentru prezentarea moțiunii interne. Vorbiți un pic despre moțiunea dumneavoastră.
Ar trebui să vorbesc 2-3 ore să vă vorbesc despre moție. O identitate clară de dreapta, liberal-conservatoare, asemănătoare cu valorile, ideile, principiile care călăuzesc acțiunea politică a partidelor de dreapta din lumea civilizată, din zona euroatlantică. Un leadership corect, un leadership care să asigure cu adevărat reprezentarea valorilor din partid, care să asigure susținerea în spațiul public a aspirațiilor, a așteptărilor și a intereselor publicului care crede în valorile de dreapta și care nu este de acord cu ceea ce face actualul partid de guvernământ. Democrație internă în partid, șansă de carieră pentru fiecare membru merituos din partid, o foarte bună organizare în vederea câștigării alegerilor prezidențiale, locale și parlamentare, care vor avea loc în 2019 și 2020. Are nevoie PNL, în opinia noastră, ținând cont că a fost una din vocile de cele mai critice din interiorul partidului, are nevoie, în opinia noastră, PNL de reformare pentru viitor, ținând cont de semnii eșecul la alegerile parlamentare? Siguranță. Care vor cu siguranță. Cu siguranță. O parte din probleme vor fi rezolvate de alegeri interne. Când noi am avut alegeri, au avut loc alegeri în fiecare organizație locală, după aia la nivelul fiecarei filiale județene și acum urmează Congresul la care se va alege președintele și Consiliul Național la care se va alege biroul politic executiv la nivel național. Odată așezat partidul pe bazele legitime conferite de votul membrilor de partid, trebuie să începem o campanie frenetică de apropiere de oameni. Să nu mai așteptăm să fim noi căutați, ci să venim în întâmpinarea oamenilor, să, nu știu dacă ați văzut, noi practic am mers, am dat mâna cu fiecare om în parte, am ascultat, dialogul presupune în primul rând să înveți să asculți, să știi ce problema au oamenii și să cauți soluțiile cele mai bune pentru rezolvarea problemelor oamenilor. Asta este fundamental, schimbarea relației cu cetățean. Foarte mulți oameni sunt dezamăgiți de ce se întâmplă în viața publică și de mulți dintre politicieni, pentru că mulți politicieni, odată ce ajung în funcții, uită de cei pe care, cei care i-au ales. Ori, pentru mine, obiectivul fundamental este să reluăm această legătură permanentă, care să nu se desfășoare numai în campaniile electorale, ci să se desfășoare pe toată perioada mandatelor pe care le-au aleșii noștri. Indiferent că e vorba de aleși local, consilier local, primar, viceprimar, sau că este vorba de aleși la nivel județean sau la nivel național. Din momentul în care v-am prezentat, înțelegem că aveți susținerea totală a organizației de la neam sau... Nu, ascultați-mă, eu sunt un om care cred în democrație. Neamțul va fi reprezentat de o delegație care va fi aleasă în Colegiul Director Județean. Fiecare delegat la Congres are dreptul, conform statutului și conform democrației care trebuie să existe în Partidul Național Liberal, fiecare delegat are dreptul să voteze conform propriei conștiințe, propriei valori, așa cum consideră el că este mai bine pentru Partidul Național Liberal. Sigur că aș fi onorat dacă, așa cum prevăd procedurile statutare, în Colegiul Director Județean, moțiunea mea ar fi susținută de filiala PNL Neamț, în care am foarte mulți oameni de valoare, în care cred și pe care mă bizui și care cred că poate să facă performanță în viitor în județul Neamț. Din cei care v-au declarat susținerea până acum, vă așteptați să vă credeți? Niciunul. Următoarea întrebare era dacă o să suferiți la trădare sau v-ați învățat deja? Pas de iluzion, pas de deziluzion, spune franțuzul. Dar, acum vă spun un lucru, este adevărat că s-a întâmplat în viață să mă înșel la oameni și oameni pe care am investit cu încredere și cu susținere și chiar cu prietenie, în anumite momente să acționeze altfel decât cum aș fi așteptat, nu să trădeze, cum se zice. Cu toate astea nu pot să mă schimb. Eu sunt un om credul, sunt un om care cred în oameni. Dacă aș ajunge suspicios, dacă aș ajunge să mă îndoiesc de orice om, m-aș izola, n-aș mai putea trăi. Eu cred că relațiile dintre oameni
au darul de a scoate cei mai buni în fiecare dintre noi și cred că mai devreme sau mai târziu, toți oamenii o să fie așa cum e normal să fie. Când spun da, să fie da, când spun nu, să fie nu. Dacă bat palma cu tine, să se ducă până la capăt. Când promit ceva, să se ține de cuvânt. Că, practic, astea sunt lucrurile care construiesc relații durabile și de încredere între oameni. Iar vreau ca Partidul Național Liberal în ansamblu său să devină cu adevărat o echipă. Dacă îmi permite citați, ce plac puțin prin roman. Ce imagine v-ați făcut dumneavoastră? V-ați plăcea să candidați la urmă? Și ca primar? Întrebare, da? De ce știți de ce mi-ar plăcea? Eu am vrut să candidez la București. Bucureștiul stă mult mai rău și are mult mai multe probleme decât are Roma, nu? Și provocările unei conduceri administrative a Bucureștiului sunt mult mai mari decât aici în Roman. Deja Romanul cu echipa Laurențiu Leoreanu, Lucian Micu, a făcut multe lucruri. E un oraș frumos, un oraș cochet, un oraș în care efectiv îți place să trăiești. Și asta nu vă spun că sunt ei colegii mei, pentru că așa este în realitate. De altfel, foarte mulți dintre oamenii pe care i-am întâlnit, majoritatea zdrobitoare sunt oameni care, în mod evident, recunosc activitatea depusă de domnul primar Leoreanu și de domnul viceprimar Micu. E nevoie de o administrație liberală pentru a continua buna gospodărirea orașului, pentru a continua dezvoltarea orașului, pentru a continua, ca să zic așa, atragerea de investiții, crearea de oportunități de carieră pentru toți tinerii, pentru a asigura o educație, un învățământ profesionist, un învățământ care într-adevăr să ajute copiii să reușească în viață. Aș vrea să revin un pic la uși, la ușile care dezbat, având în vedere că în spatele lor e mult PSD. Și ei chiar au ca temă de campanie chestia asta, adică ei spun că... Să blocheze orice... Ascultați-mă, banii europeni, banii europeni nu sunt banii care îi aduce Dragnea și cu ceata de baron de acasă. Banii guvernamentali, finanțările de la nivel guvernamental sunt taxele și impozitele plătite de cetățenii României. Toți banii ăștia trebuie alocați după niște criterii clare, obiective, stabilite prin lege. Și nimeni nu poate să boicoteze. Dacă vor boicota în mod ilegal sau într-un mod în care să pună tălpi unor proiecte care fac bine oamenii, vom lupta cu ei, cu toate armele, să nu aveți nicio îndoială în privința asta. Și mai mult decât atât, aș vrea să vă spun că există niște mecanisme. Municipiul Roman deja are depuse proiecte, deja are o lucrare finanțată pe care eu am obținut-o la sfârșitul anului trecut și pe care domnul Lucian Micu a reușit să o și majoreze ca și sumă în acest an de la Ministerul Dezvoltării. Mai mult decât atât, avem semne despre două proiecte majore care vor însuma peste 80 de miliarde de lei, care vor veni în perioada imediat următoare. Acolo unde este evidență, acolo unde este un proiect coerent, corect, bazat pe principiile care au fost enunțate pentru a fi declarat eligibil, nimeni nu poate să-și bage degetele și să-l arunce deoparte. Pentru că atunci se duce din latura discreționară, automat în latura penală. Deci faptul că există multe povești, poate au fost și vremuri în care au funcționat astfel de lucruri. Dar eu cred că trăim niște vremuri în care oamenii caută să-și păstreze pe lângă sănătate și libertate. Și oricum, mai mult decât atât, noi avem foarte mulți primari care au dat în judecată Ministerul Dezvoltării pentru că proiectele lor care îndeplineau toate criteriile nu au fost selectate spre finanțare și care au câștigat cu obligația de a face pentru Ministerul Dezvoltării de a finanța proiectele respective. Și vom aplica pe scară largă. Mai mult decât atât, vom ataca în contencios actele administrative emise de Ministerul Dezvoltării dacă ele nu respectă legea și dacă nu respectă un principiu de bun simț și anume alocările se facă proporțional cu ponderea politică a primarilor care conduc comunitățile locale. Dacă nu mai există alte întrebări, vă mulțumim, vă urăm o zi bună și Doamne ajută, vă așteptăm alături de noi, mereu pentru orice propunere, orice sugestie, pentru a contura, așa cum spuneam, continuarea proiectului de dezvoltare a municipiului Roman, un proiect liberal care s-a dovedit de succes. Vă mulțumim frumos și vă urăm o zi bună!